Este vorba de Nocturnă cu vampir, Opus 1 și Dinastia, ambele apărute la editura RAO. Cărțile vor fi prezentate de profesorul universitar dr. Mircea Adiaconu, respectiv lectorul universitar dr. Radu Bruja. Este o poveste clasică de roman negru, este un polar, sau cum spuneți dumneavoastră astăzi, un thriller, dar e un polar, de fapt. Ăsta e cuvântul corect, sau pulp. Lumea tranziției, zic, asta e o lume perfectă pentru un astfel de polițier. Cu haos, cu bagaboante, cu polițai corupți, cu granguri care erau, de fapt, niște tâlhari și așa mai departe. Tema dominantă a lui Stelian Tănase, pe lângă revoluție, putere, este această complexitate a istoriilor subterane și secrete care se petrec la București. Aceasta este, de fapt, tema fundamentală a acestui roman. Nu atât lumea aeriană, fie ea și nocturnă, sumbră, în care zboară vampirul. Nocturnă cu vampir nu pune accent pe victime, acesta fiind tot fel de granguri și corupți, ci pe detectivul Ticu Naum. În momentul în care m-am apucat să citesc acest roman, care aparent poate fi considerat polițist, m-a captat acțiunea în așa fel încât nu prea îmi venea să mă opresc din lectură. Ce s-ar întâmpla dacă Vlad Țepeș ar învia din morți pentru a pedepsi o gașcă de hoți aflate la putere? Și dacă se va încoarce, ar arăta ca noi? Ar fi unul dintre noi? Prezența lui ar fi una bună sau rea? Cine este asasinul? E sau nu un vampir, e sau nu o ființă extraterestră, sau e o persoană fizică cu un anumit destin care ajunge să ucidă. Extraordinar de simpatic, pentru că personajul central este el însuși simpatic, un ratat care nu poate decât să te înduioșeze și pe care nu poți decât să simpatizezi imediat. Se ocupă în felul său minor și uneori ridicol de investigarea unor omucideri. N-are, bineînțeles, nicio simpatie pentru victime. Poate o simpatie secretă pentru vampirul criminal, cine știe, dar asta trebuie să vedem citind. E un roman cu multă adrenalină, cu mult sex, domnilor, domnilor, cu cafteli, cu bețivi. Un limbaj de ochiat. Nu vreau să devoalez nimic din acțiune, credeți-mă că merită citit. Am încercat să scriu asemenea carte pe care și eu aș citi-o dacă mi-ar da-o cineva. La Salonul Internațional de Carte, organizat de Universitatea Ștefan cel Mare în zilele de 3 și 4 mai, va participa și profesorul universitar dr. Andrei Marga, fost rector al Universității Babeș-Bolyai Cluj, și dr. honoris causa al Universității Sucevene, care va conferenția și își va lansa și el două cărți. La salon, peste 25 de edituri și case editoriale de prestigiu din România, Republica Moldova și Ucraina și-au anunțat participarea cu standuri de carte, lansări și prezentări de carte, întâlniri cu autori, dialoguri cu studenții și profesorii suceveni. La toate acestea, publicul larg din Suceava fiind invitat permanent. Deschiderea oficială a salonului va avea loc joi ora 10 în holul din corpul A al universității. Partenerii principali ai evenimentului sunt Asociația Seva, Teatrul Matei Vișniec și Radio Top Suceava.